Vești bune pentru angajații din sistemul sanitar de stat. Proiectul legii salarizării pus în dezbatere publică prevede ca în anul 2022 medicii să primească salarii de bază cuprinse între 5.700 de lei și 16.250 de lei, în timp ce asistenții medicali vor câștiga între 3.610 lei și 5.649 de lei. Prin noua lege a salarizării vor crește substanțial salariile de bază pentru personalul medical chiar din anul 2018, astfel încât medicul de la unitatea de primiri urgențe să beneficieze de echivalentul la 3.600 de euro pe lună, iar medicul rezident UPU să beneficieze de echivalentul la 1.200 de euro pe lună. Se arată în expunerea de motive care însoțește actul normativ. Astfel, în 2022, în unitățile clinice, medicii primari, ca și medicii dentiști primari, vor câștiga 12.500 de lei, în timp ce medicii specialiști vor avea un salariu de bază de 9.900 de lei. Totodată, medicii rezidenți din unitățile clinice vor avea un salariu de bază între 5.700 de lei și 7.900 de lei, în funcție de anul de rezidențiat. În același timp, managerii de spitale vor primi între aproximativ 14.200 de lei și aproape 15.000 de lei pe lună. În unitățile unde activitatea se desfășoară fără întrerupere în 3 sau 2 ture, managerul poate primi în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopții un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate. Munca prestată de personalul din unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, în vederea asigurării continuității activității, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normativ de lucru se plătește cu un spor de până la 100% din salariul de bază al funcției îndeplinite, potrivit proiectului.